Instalarea primăverii îi obligă pe fermerii sătmăreni să execute lucrările de sezon în mod expres în viticultură, dar și în livez. Pentru a veni în sprijinul acestor categorii de sătmăreni, zilele trecute la Beltiug a fost organizată o întâlnire a viticultorilor interesați de a deprinde corect tehnica tăierii viței de vie nobile în uscat. Reuniunea a fost organizată de filiala Satu Mare a Societății Române de Viticultură, organism neguvernamental care a sărbătorit în anul trecut 100 de ani de existență. Inginerul Nicolae Lazin, în calitate de președinte al filialei sătmărene a acestei societăți, a subliniat faptul că organizarea unor cursuri practice pentru fermieri este o necesitate. Școlile de profil au fost desfințate, iar tinerii fermieri trebuie să deprindă tehnica executării unor lucrări specifice, precum tăierile la via nobilă în funcție de necesități. Unii spun că vinul-i bun și chiar e indicat, când e slab el îți mărește pofta de mâncat, când ai tensiune mică și ți-e tare rău, cu un păhărel de vin te simți din nou flăcău, doar cu un păhărel sau două, nu mai multe zău. Reprezint în această ipostază Societatea Română a Horticultorilor, fiind președintele filialei județene al acesteia, începând de anul trecut, societate care în anul 1913, așa cum putem să vedem din acest frumos afiș, care are ca motiv principal o pictură a lui Sorel, a împlinit 100 de ani de activitate. Am să spun în 2-3 minute câte ceva despre Societatea Română a Horticultorilor din România, o societate înființată în 1913, avându-l ca prim președinte pe Charles Faraudo și care a însumat în lungul anilor până astăzi tot ce are mai reprezentativ horticultura românească, însemnând începând de la oameni de știință, oameni din învățământul universitar horticol, și o mare și importantă masă de întreprinzători privați, de operatori în horticultură. Societatea s-a dezvoltat în timp, un prim congres al Societății Române de Horticultură, care a adunat din întregul teritoriu al României actuale în anul 1923 și o primă evidențiere pe care o face regele României în 1938, la împlinirea 25 de ani de activitate, Societatea Română de Horticultură primește Ordinul Meritul Agricol în grad de cavaler din partea regelui Carol al II-lea. Sigur, există și aici o anumită istorie, nu vorbim de un partid politic, vorbim de o organizație non-guvernamentală, o organizație care își propune să promoveze progresul tehnic, să promoveze sectorul în sine și să dezvolte aceste activități horticole pe teritoriul României. Totuși apare și aici, pentru că în prima sa formulă societatea avea foarte mulți întreprinzători care erau veniți în România din spațiul german, din Italia sau chiar din Bulgaria, și apare în oglindă o altă societate constituită de către un grup preponderent românesc de întreprinzători români. Cele două societăți se unifică în imediat după aniversarea 25 de ani, se unifică în anul 1939, după care funcționează o singură societate care apoi începe să publice Revista Horticultura Românească. Revista Horticultura Românească, care a fost de-a lungul timpului cel mai important organ de popularizare al Societății Române a Horticultorilor. Sigur, în timpul războiului, societatea își încetează activitatea, o rea în 1945, dar dificultățile apărute în România după instaurarea guvernului de orientare comunistă a lui dr. Petru Groza o fac să-și înceteze activitatea în 1947. Activitatea societății este reluată, apoi și încep să apară o serie de reviste publicate sub egida Ministerului Agriculturii și a editurii Ceres, reviste care duc mai departe tradiția
revistei Horticultura Românească. Avem Pomicultura și Viticultura între 1953-1967, apoi avem revista Grădina, Vin, Via și Livada, avem revista de Horticultură și Viticultură. După Revoluție, în 1991, un grup de inițiativă reconstituie sub o altă formulă. Sigur, el este condus de Mirea, de actualul președinte Gheorghe Glăman, de Mircea Vlăduț, de Mihai Sâmpetru, de Mihai Banu, care este cunoscut pentru ceea ce înseamnă publicațiile din domeniul agriculturii, și totul sub oarecum sub autoritatea profesorului dr. Nicolae Ștefan, o somitate în Horticultura României, care este și astăzi președintele de onoare al societății. Vreau să vă spun că de numele Societății Române de Horticultură se leagă foarte multe lucruri de impact mare, organizarea expozițiilor horticole în România, amenajarea unor parcuri, începând de la Parcul Herăstrău Băneasa de la București și, printre altele, și Parcul de la Carei, își leagă numele de membrii ai Societății Române de Horticultură, sigur, cu toate influențele istoriei din momentele respective. Parcul dendrologic de la Jibou, cel de la Arcalia, o sumă foarte importantă de realizări ale membrilor Societății de Horticultură. Ca să revenim la ceea ce avem astăzi, am să vă prezint și sper să vă atragă atenția. Societatea Română de Horticultură este autoarea, este cea care pune pe piață revista Hortus cu apariție anuală și care însumează o serie de informații tehnice și cu apariție lunară revista Horti Magazin. Eu am să vă dau datele de contact, datele, posibilitățile de abonare, pentru că avem o serie de informații tehnice din toate domeniile care înseamnă horticultura, din pomicultură, din viticultură, din floricultură, din cultura legumelor, din vinificație, din arhitectură peisageră și așa mai departe. De asemenea, vreau să vă semnalez faptul că membrii ai Societății Române de Horticultură sunt prezenți în număr masiv în Societatea Internațională de Științe Horticole, cunoscută sub numele de International Society of Horticulture Science, un număr de 72 de membrii ai Societății Române de Horticultură sunt membri ai acestei societăți internaționale, punând România pe un loc important ca prezență numerică pe plan mondial. Suntem a 26-a țară după numărul de membri în Societatea Internațională de Horticultură. Discutăm despre tăierile la vița de vie și eu îmi permit, fără să dau lecții, pentru că nu sunt de meserie profesor, dar am o formație de inginer horticol cu o experiență în spate de cam mulți ani deja, cam de 33 de ani, și am să spun câte ceva despre tăierile la vița de vie dintr-un singur considerent. Foarte mulți operatori noi în domeniu, foarte mulți operatori care nu vin cu calificarea neapărată, cu calificarea școlară, cu calificarea universitară pentru a se manifesta într-un domeniu care cere un grad de tehnicitate foarte ridicat. A planta vie de dragul de a avea o suprafață de vie se poate face fără mari eforturi. Se poate face însă cu niște riscuri financiare, pentru că nu-ți vei recupera investiția sau o vei recupera foarte greu. A face vie, a face viticultură și a-ți valorifica produsul ca produs proaspăt sau ca vin, deci transformând strugurile în vin, este deja deopotrivă știință și artă, cum spunea un ilustru profesor al Universității Agricole din Cluj-Napoca. Și l-am notat și menționat pentru că mă aduc cu plăcere aminte de el de fiecare dată, pe domnul Ceavoși.
Lucrările în vie, începând de la înființarea unei vii și până la punerea ei pe rod și exploatarea ei, bineînțeles, nu se pot face fără stăpânirea unor cunoștințe de bază, fără a cunoaște niște elemente privind biologia și fiziologia viței de vie, relația plantei cu factorii de mediu, numesc solul, climă și așa mai departe. Și spun că este necesar să discutăm despre aceste lucruri de bază, făcând o comparație cu ceea ce am auzit recent, exact din gura cui nu mă așteptam. Un reprezentant unei firme, nu vreau să o numesc aici, care vinde îngrășăminte, în special îngrășăminte solubile în apă pentru fertirigare sau îngrășăminte foliare. Și care, într-o conferință recentă, a început surprinzător, nu promovându-și produsele proprii, ci spunând auditoriului, dragii mei, nu uitați că fertilizarea de bază și asigurarea elementelor azot, fosfor, potasiu pentru aprovizionarea solului pentru o cultură se face în primul rând cu îngrășăminte solide complexe care se încorporează sub arătură și nu cu ceea ce vă propunem noi. Acestea vin să completeze, vin să completeze cu microelemente, vin să ajute în anumite fenofaze, dar nu contați ca fertilizare de bază pe acestea. Folosiți pentru fertilizarea de bază a ceea ce ne-a învățat școala cu 20, 30, 50 de ani fiecare când a făcut-o, o fertilizare de bază cu azot, fosfor și potasiu, după o cartare și o evaluare a stării de aprovizionare a solului. Așa este corect. Așa este corect. Așa cum și aici, așa este corect să vorbim, când vorbim despre tăierile în uscat la vița de vie, care este baza acestor tăieri. Și am să-mi permit să spun că avem o anumită clasificare, nu, a tăierilor. Vorbim de tăieri de formare în perioada de tinerețe, vorbim de tăieri de fructificare. Am să-i las doamnei inginer plăcerea de a intra în detalii, care sigur și ele sunt niște tăieri cu sarcină normală sau cu sarcină corectată și aici, de aici intrăm în detalii. Avem tăieri speciale în cazul viilor înghețate, atacate de grume târzii de primăvară sau de grindină, sau în cazul viilor modernizate atunci când ridicăm capul butucului și înălțăm via, așa, schimbăm forma de conducere. Avem tăieri de regenerare și avem tăieri de epuizare, care se folosesc mai puțin la viile care sunt în declin și se lasă pe sarcină mare de rod în ultimii 2-3 ani. Pe parcursul celor câteva ore de instruire la Beltiug, a fermierilor interesați s-au prezentat teoretic tipurile de tăieri în uscat care se fac la vița de vie nobilă. Tăierile de formare nu se consideră încheiate decât atunci când am obținut o sumă, o masă a lemnului de rod suficientă pentru fiecare butuc ca să ne asigure producția de struguri planificată. Nu considerăm tăierile de formare încheiate în anul 1 sau anul 2 sau anul 3, gata, via este pe rod. Nu, atunci când am suficient elemente de rod, suficiente elemente de rod pe butuc, atunci pot să le consider încheiate. În ceea ce privește tăierile de fructificare, am să spun doar două lucruri. Unu, tăierile de fructificare nu se fac la întâmplare. Tăierile de rodire se fac după un control prealabil al mugurilor și după ce știm cum am ieșit din iarnă. Facem un control sub lupă, sub microscop, secționăm muguri, vedem dacă avem pierderi la mugurii de rod și atunci luăm decizia de a intra în vie și a începe tăierile. Câți muguri am pierdut? Ce fel de tip de tăiere? Trebuie să aplic cumva niște tăieri de compensare? Trebuie să mă duc cu niște tăieri de amplificare sau de reducere a sarcinii de rod? Ce fel de tip de tăieri aplic? Și aici sunt câteva elemente care trebuie cunoscute. La ce nivel de recoltă vreau să ajung? Și aici diferenția este clară în funcție de destinația ulterioară a strugurilor și a vinului, ce tip de vin vreau să produc și ce sarcină de rod las. Pentru că în ultimă instanță, reducând puțin la abstract lucrurile, pe mine nu mă interesează cât strugure produc, ci mă interesează mai degrabă câte tone de zahăr acumulez la hectar pentru a-l distribui într-o sumă de mii de litri de vin. Asta este esența, nu?
detaliile mai târziu. Trebuie să cunoaștem indicele relativ de productivitate, nu, ca raport al numărului total de lăstari și numărul de lăstari fertili. Trebuie să știm, deci, soiul în sine, ce capacitate de producție naturală, genetică are el. Trebuie să știm câți număr avem de butuci avem la hectar corect, scăzând afară gorurile. Trebuie să știm ceea ce am spus, ce pierderi de ochi de iarnă în iarnă înregistrăm, ce pierderi mai estimăm că se vor întâmpla pe parcursul anului, pentru că pe parcursul anului efectuăm lucrări mecanice, efectuăm lucrări în verde, mai vine o grindină, estimăm o anumită pierdere și abia apoi luăm o decizie. Și sigur trebuie să cunoaștem ce nivel de agrotehnică îmi permit eu să fac pe parcela mea. Am suficiente îngrășăminte, am posibilitatea să suplimentez apa, am posibilitatea să țin în mână bole și dăunătorii, ce nivel de agrotehnică, și atunci am toate aceste elemente. Mai departe sunt o grămadă de detalii foarte importante și totul se bagă în formule matematice. Toți acești indicatori se bagă în formule matematice care ne spun ce număr de ochi trebuie să las pe plantă ca să am producția la care mă pregătesc. În legătură cu tăierile speciale, voi spune, atât în viile înghețate și care au pierderi de ochi, pierderi de muguri, nu mai vorbesc în cazul mai grav, când am pierderi de lemn anual, sau, Doamne ferește, de lemn multe anual, peste minus 24 de grade, dar când am pierderi de ochi, atunci încep să tai în momentul în care ea începe să intre în vegetație și văd ce a rămas bun pe butuc la tăierile speciale. În cazul în care vorbim de brume târzii de primăvară, iar trebuie să fie făcut o evaluare exactă. Dacă avem lăstari care au fost prinși de ger, sigur, vârful lor este întotdeauna cel mai afectat, să toaletăm butucul, să eliminăm tot ceea ce s-a pierdut, ca să nu avem balast, să nu avem pe ce să se instaleze boli și dăunători și să păstrăm numai aceste sănătos. De asemenea, în cazul tăierilor care sunt afectate de în plantațiile care sunt afectate de grindină. Și aici, dincolo de tăieri sau înaintea tăierilor, primul lucru pe care îl fac este stropirea cu sulfat de cupru. Tratamentul cu sulfat de cupru care, pe lângă faptul că elimină riscul instalării bolilor după o grindină, cicatrizează și usucă toate elementele de pe butuc. Lăsăm o săptămână, usucă toate elementele de pe butuc care sunt afectate. Și după aceea intru și corectez. Cum corectez? La detalii, doamna inginer. Eu vă spun mai principiile. Deci trebuie să facem acest lucru. Întâi să stopăm infecțiile cu tratament cu sulfat de cupru sau cu produse cuprice. Sigur, la grade diferite de afectare, după o grindină se intervine diferit. De obicei, până la 25% grad de afectare nu intervenim, nu este nevoie, planta are capacitatea ei biologică să se refacă și să elimine acest neajuns. Între 25% și 75% intervenim într-un anumit fel, peste 75% deja intervin probleme mai grave de refacere a butucului, căutăm dacă să vedem dacă ne-a rămas lemn de înlocuire, din cepii de înlocuire și așa mai departe. Foarte important, dacă am avut o grindină după data de 1 august despre sfârșitul vegetației, să facem fertilizare cu fosfor și cu potasiu și cu microelemente, fertilizare foliară, ca să pregătim ca ceea ce a rămas bun pe butuc să se coacă lemnul și în iarnă, în prima iarnă, de obicei este cea mai periculoasă după grindină mare, prima iarnă, să nu mai avem pierderi de lemn și pierderi de elemente de rod. Lucrările în viticultură sunt de înaltă tehnicitate și trebuie să fie deprinse corect. Punctări de ordin teoretic a făcut și inginera Shirley Chilla, cea care a subliniat modul în care se pot obține rezultate deosebite în viticultură pe seama tăierilor făcute în mod profesional și în funcție de conducerea coardelor de rod. Să știți un lucru, cel mai important la vie ce este? Via este un lian. Deci este un lian, totdeauna merge sus, deci este foarte important dominanța de vârf în cazul unei vițe de vie. Totdeauna ocurile care se află sus, pe vârf, sunt cele mai productive. Care sunt lucrurile cele mai importante, elementele cele mai importante la tăiere? Elementele lemnoase. Și care sunt elementele lemnoase? Elementele lemnoase sunt cepuri, care poate să fie scurt sau lung. Aici, asta totdeauna diferă de numărul ochiurilor. Deci un cep scurt conține 1-2 ochiuri, un cep lung conține maximum 5,
de la 6-7 ochiuri vorbim despre corniță și din 8 în sus, deci 9 în sus, vorbim despre coardă. Bineînțeles, diferența dintre ochiuri depinde totdeauna de soi. Sunt unele soi unde este mai aproape, aceste sunt unele care sunt mai, este o distanță mai mare. Sistemul de tăiere, cum este clasificat? Deci sistemul de tăiere poate să fie scurt, poate să fie lung și poate să fie mixt. Asta este baza. Și încă un lucru care a zis domnul Lazim, dar o să spun și eu încă o dată, clasificarea, totdeauna așa se face clasificarea tăierilor, că asta este baza, este tăiere de formare. Tăiere de formează durează 3-6 ani. Până când am eu forma pe care vreau să lucrez. Avem tăiere de fructificare și tăiere de regenerare. Bine, la cel mai important este pentru noi tăiere de formare și tăiere de fructificare. Și încă despre ce trebuie să vorbim. M-am luat și niște poze, să zicem așa, desenuri, să vedeți mai bine. Și trebuie să vorbim despre conducere. Asta este foarte important încă. Conducerea poate să fie joasă, poate să fie semi-înaltă și înaltă. Pun și câteva întrebări. Deci, oare ce credeți? Conducerea joasă, unde folosesc mai mult? Conducerea joasă. Deci când este aproape de sol, este 10-15 cm de la sol. Așa arată, uitați, vă arăt și cu carte. Oare unde se, dacă îmi ajută și domnul, ar fi foarte, oare unde se, unde, ce credeți, unde folosesc acest tip de tăiere, tăierea joasă? Unde se poate îngropa? Asta este important, că se poate îngropa. Unde este problemă cu înghez? Deci, în zona careiului, așa. Asta folosesc, forma scurtă, deci conducerea scurtă. Mai avem, mulțumesc, deci conducere semi-înaltă, care o să vedeți și afară, conducere semi-înaltă, ghio, când distanța de la sol este 60-80 de centimetri, și conducere înaltă, acum conducerea înaltă, oricum trebuie să arăt, că nu se poate vorbi despre asta. Deci asta este, cum vedeți, țineți microfonul și atunci o să fie mai ușor. Asta este ghio, despre care o să vedeți și afară. Asta este sistemul de tăiere, deci asta este forma de tăiere ghio. Și mai avem înalt. Înalt este cel de Moser, Lenz Moser. Vedeți? Asta este. Când avem aici, avem și trunchi deja, avem și braț. Și avem, eu zic așa, că bază de rod, dumneavoastră ați punți de rod, deci aici avem punți de rod, vedeți? Asta este tip Lenz Moser. Și mai avem și umbrela, asta este interesant, nu știu dacă ați mai văzut, asta este o conducere înaltă. Mulțumesc! Deci cum am zis, deci conducerea joasă, totdeauna se folosesc mai mult în câmpie, ca se poate îngropa. Acolo se poate tăia și la scurt și la lung. Sau mai mult, noi, exemplu, eu folosesc mixt acasă. Foarte mult depinde tăierea totdeauna de soi pe care avem. Exemplu, afuz ali, dacă tăiem așa, la scurt, deci la cep lung, exemplu aici am tăiat, nu o să fie producție. De ce? Că aceste ochiuri nu sunt productive, înțelegeți? Deci dacă dacă nu este în capul meu, zai măi că afuzalii nu se poate tăia așa, că afuzalii nu are aici ochiuri productive, atunci ce faci? Nu o să ai producție. Sau sunt unele soiuri Bianca, soiurile interspecifice de Fabianca, Zalo și așa mai departe, necesită mai mult cep lung, cep scurt, iar traminer ros, Gevius traminer sau Pinot Gris rulandă, altfel denumit, necesită tăiere lungă. Exemplu, fetească neagră, care tot este o excepție, dar dacă la fetească neagră nu este încărcat cu ochiuri, că acolo trebuie să lași foarte mult, nu o să ai producție. Deci asta este trăsătura unei soi. Deci tu totdeauna trebuie să ții cont de caracteristicile soiului. Asta este foarte important. Ce am vrut să spun la noi, o să vedeți afară cum este. Deci la ghio
avem un trunchi, că asta n-am vorbit despre, am vorbit despre cepuri, despre coadă, corniță, dar încă este important și trunchiul și brațele. Sunt unele forme unde apară și trunchi și brațe, cum am zis, la Moser și la umbrelă. Inginerul Constantin Răduc, un pasionat al acestui domeniu, dar și fost coordonator cu ani în urmă la nivel de județ al acestui sector, a făcut referiri la înghețul viei nobile în perioada iarnă. La executarea tăierilor, podgoreanul trebuie să analizeze cu atenție dacă via este sau nu înghețată. Funcție de acest lucru se execută lucrările de tăiere. Până la temperaturi de minus 18 grade Celsius, via nobilă poate suferi îngheț considerabil, cu pagube în ceea ce privește producția anului următor. Asta și pentru faptul că de o vreme s-a trecut la sistemul înalt de conducere a coardelor, fapt ce nu mai permite îngropatul pentru iarnă. La valorile temperaturilor de minus 20-22 de grade Celsius poate îngheța și lemnul bătrân. Până pe la 18, minus 18 grade, nu ne facem problemă că vom avea pierderi de ochi. După 20, da, și după 22, îngheață și lemnul bătrân. Deci am avut personal în vie, acum 5-6 ani, probabil că atâta este de atunci, minus au fost temperaturi de minus 25 de grade, au înghețat tulpinile, cum se vede o tulpină înghețată? Deci să produc crăpături, de-a lungul tulpinii să produc crăpături, știi precis că ai avut pierderi, trebuie să faci la formula, și nu s-a pomenit aici, domnul Lazin a spus că există formulă de a afla sarcina de ochi. E o formulă matematică, deci sarcina normală înseamnă recolta planificată supra produsul dintre indicele relativ de producție al soiului respectiv și numărul de butuși la hectar. Deci mi-am propus să fac o producție, să realizez o producție, să spunem, de 10 tone la hectar. Împart 10 tone la produsul dintre numărul de butuci, să zicem 3.000 de butuci, și cu indicele relativ de productivitate al soiului, să zicem 0,08, atunci îmi dă o sumă de 41,6 ochi la butuc. Deci, rotunjind la 42 de ochi, știu, mie îmi trebuie pentru o producție de 10 tone de struguri la hectar, îmi trebuie 42 de ochi la butuc. Și atunci văd, planific punțile sau dacă tai în cepi scurți, spironat sau cum fac. La ieșirea în câmp, cea de-a doua etapă a instruirii teoretice și practice, s-au făcut tăieri demonstrative de fructificare. Tăierile au fost executate inginerii Nicolae Lazin și Constantin Răduc, oameni cu bogată experiență în acest domeniu. S-au deschis și o serie de discuții cu privire la modalitatea de tăiere a coardelor, dar s-a concluzionat că fiecare podgorean își alege modalitatea concretă de intervenție în executarea acestei lucrări. Nu sunt impuse reguli stricte. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de Informația TV. Unii spun că vinul-i bun și chiar e indicat, când e slab el îți mărește pofta de mâncat, când ai tensiune mică și ți-e tare rău, cu un păhărel de vin te simți din nou flăcău, doar cu un păhărel sau două nu mai multe zău. Hai, hai, hai să bem un păhărel de vin vechi sau chiar de tulburel, nu-i niciun păcat când vinul-i bun, dacă bei mai cumpătat pe onoarea mea, vă spun, și nu te doare capul și te ții mai de pe drum. Hei, la-i, 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 la-i,